Show cu public, cu public de specialitate. Numai aici, la Herăstrău Park, cu maestru Sandu, bucătarul șef. Astăzi, maestre, vom găti monstrul, da? Da. Operațiunea Monstrul. Ca în bunul film care a fost pe ecranele noastre, și acesta este un monstru, dar mai mic. Mai mic. După ce l-am decapitat de acest cap monstru, în prealabil am spălat bine peștele, am spălat bine somnul și îl porționăm. Îl porționăm în așa fel, nici prea gros, dar nici prea subțire. După ce l-am porționat, îl punem într-o tavă cu ulei și cu sare. Și îl băgăm la cuptor 10-15 minute. Când stă la cuptor, vreau să îl întreb pe maestru Sandu. Spuneți-mi, clienții dumneavoastră de obicei, cam ce fel de pește preferă? Adevărul că în ziua de astăzi clienții noștri s-au obișnuit cu peștele cu carne albă și cu fructe de mare. Dar, având în vedere că avem un foarte frumos lac în spate, unde... la unghiță, la pripon, la ce doriți dumneavoastră, putem să prindem și asemenea monștri. Nu o să vă vină să credeți, dar noi vă invităm, nu numai ca să mâncați, dar și ca să puteți să-l prindeți în undițile dumneavoastră. Și ce recomandați de obicei la pește lichid? Ce să bem? E adevărul că la orice fel de pește merge numai un vin alb. Vin alb. Un vin alb sec. Sec. Un vin alb sec. Perfect. Acum știți, vă recomandăm un vin stropit alb. În proporție foarte puțină, nu prea multă, că după aceea trecem în extrema cealaltă. Puțin. Puțin, așa. Să nu sărim calul. Pe urmă, nu o să mai putem merge la clubul de tenis absolut, alături, absolut. Să facem o partidă. A ieșit de la cuptor? A, da. Iată și somnul nostru, cel monstrul nostru, cum l-am numit, este gata. El se poate... Nu prea mult, cam cât trebuie să stea la cuptor? 10-15 minute ca să fie bine pătruns, ca să nu fie crud. După ce s-a rumenit bine și frumos, se poate servi cu o mămăliguță, bineînțeles și cu un ardei iute. Cine preferă ardei iute? Dacă nu, se poate separat sau chiar peste pește, stropi cu un mujdei de usturoi, care este delicios. Și după aceea putem să îl ornăm pentru... îl ornăm și vă dorim poftă bună. Să vă spunem, la una din tradiționalele petreceri care se organizează aici, poți găti 200 de porții din asta? 300, 400, 300, 500. 500 de porți. Câte porții doriți dumneavoastră? Mănâncă toți monștri din bălțile noastre. Pentru 500 de porți avem, vă dați monștri. Seama? La noi avem destui monștri care așteaptă să fie mâncați. Atunci îi așteptăm pe telespectatori. Vă rugăm cu cea mai mare căldură, vă poftim la noi. Un festin de monștri. Da. Da, exact. Poftă bună. Ne revedem săptămâna viitoare.